În cadrul activității Forumul Carierei, Facultatea de Horticultură, Departamentul de Agricultură, de Horticultură și Știința Alimentului și prin disciplinele viticultură și enologie organizează atelierul cu tema vinul, o afacere de succes. Am considerat că este importantă această temă pentru atelierul nostru, deoarece studenții află de la noi foarte multe informații prin programele analitice ale programelor de studii pe care le urmează, foarte multe lucruri despre vin, despre tot ceea ce este legat de producția de vin, despre soiuri, despre regiuni, despre modul cum se consumă vinul, dar noi nu ne-am ocupat niciodată și nu am abordat, pentru că nu intră în activitatea normală a facultății, nu ne-am ocupat deloc despre ceea ce înseamnă dimensiunea economică, partea aceasta comercială, dar prin activități de acest fel, ei pot să capete o serie de informații care le pot fi foarte utile în ceea ce creionează, într-un fel, o orientare a lor pentru o posibilă posibilă carieră. Aici avem studenți de la toate disciplinele care lucrează cu vinul, avem și de la Facultatea de Agronomie o grupă de la specializarea controlului și expertiza produselor alimentare și avem de la noi, de la horticultură, de la specializările tehnologia lucrării produselor agricole, avem anul 3 și avem anul 4 horticultură, precum și masteranți de la masterul de expertizare vitivinicolă, adică toți cei care lucrează cu vinul. Studenții de anul 4, nu trebuie să uităm faptul că peste mai puțin de 9 luni vor susține licența și după care va urma admiterea la master și trebuie să aibă niște informații prețioase în acest sens. Am invitat doi parteneri pentru a desfășura împreună acest atelier. Este vorba despre Sece Vie Vin Vânjumare, care este un partener vechi, tradițional și privilegiat al facultății noastre și al disciplinei noastre. Și de asemenea am invitat un partener care acum se află pentru prima dată aici la noi și este prima acțiune în comun pe care o desfășurăm. Este vorba despre grupul de acțiune local Ținutul Vinului din județul Vâlcea, care, repet, este prima acțiune și cu care dorim să avem un parteneriat trainic și rodnic în multe alte acțiuni pe care vrem să le desfășurăm de acum înainte. Și încă un lucru foarte important, de ce dintre toate cramele pe care le cunoaștem și unde avem relații foarte bune, am preferat pe Vânjumare, pentru că reprezentantul Vie Vin Vânjumare, care va prezenta astăzi activitatea acestei firme și în calitatea lui de director de vânzări la această societate, este masterant al nostru. Este anul 2 la masterul de expertizare vitivinicolă, iar reprezentantul Galului Ținutul Vin este de asemenea masterant anul 1 la același master de expertizare vitivinicolă. Altfel spus, cei care fac prezentele sunt toți studenții noștri care se adresează altor studenți ai lor, colegii de ai lor. Deci totul se desfășoară în acest cadru al laboratorului de enologie pentru a le da studenților și alte informații în afară de cele pe care le privesc stricte la orele de curs și laborator, pentru că până la urmă vinul înseamnă și o afacere, și o afacere de succes, dar ce anume se ascunde în spatele acestui succes, ne vor spune cei care vor vorbi. Astăzi noi le vom vorbi despre cum putem duce mai departe tradițiile satului românesc, în special ne vom axa pe partea de vin. Aducem vin din zona Drăgășani, mai exact din Podgorea Drăgășani, venim cu trei tipuri de vin specifice zonei, Novac, Negru de Drăgășani și Crâmpoșie selecționată. Ce au ele special față de alte vinuri? Notele ce anume? Sunt vinuri unice, am spune noi, sunt vinuri care s-au născut în Drăgășani. Ele oferă o notă de unicitate prin aromele pe care le oferă. Pot fi servite la mai multe tipuri de mâncare, de la desert până la mâncare tradițională și orice alt tip de mâncare. Am adus din mai multe sortimente, am adus vin alb, vin roze, vin roșu, sec, demisec, mai mult pe partea aceasta. Astăzi o să discutăm în special despre producția vinului de la Vânjumare. Vom explica, începând din Podgorie până la sticla de vin creată special pentru consumator.
Vom discuta, zic eu, punctual cu fiecare dintre toate persoanele prezente în laborator și să sperăm că avem un final fericit cu degustarea de vin care urmează după prezentare. Este două concursuri la care acest vin a primit medalie de aur în acest an. De ce este important să fim atenți la acest vin? Pentru că, atenție, soiul Fetească Neagră este cel mai cunoscut soi românesc pentru vinuri roșii. Este un soi cu origine foarte veche, se pierde originea negura veacurilor. Unii autori spun chiar că ar data în cultură de pe vremea dacilor. Există și informații în acest sens. Acum rămân de confirmat, de verificat în ce măsură chiar este de pe vremea dacilor, dar în orice caz este cel mai important soi românesc pentru vinuri roșii și care de multe ori rivalizează cu succes cu soiurile de mare renume, precum Cabernet Sauvignon sau Merlot. Dacă îl analizăm cu atenție, vedem că nu are o intensitate colorantă foarte puternică. Niciodată nu se ridică el ca și intensitatea culorii la nivelul unui vin de Cabernet Sauvignon sau de Merlot, dar compensează printr-o structură a culorii foarte interesantă. Vedeți faptul că e un vin de un roșu purpuriu, rubiniu, foarte interesant, foarte o culoare foarte, foarte plăcută, culoarea sângelui sănătos, e o culoare foarte plăcută, foarte vie, chiar dacă nu este foarte intensă, întunecată, așa cum este la celelalte soiuri internaționale, și de asemenea printr-o aromă foarte plăcută, caracteristică. Nota dominantă a vinurilor de Fetească Neagră este aceea de sâmbure de prună uscată și vă rog să încercați să recunoașteți acest miros pe care sigur că vin veți întipări în minte mai bine după ce îl gustați și prin aroma percepută pe cale retronazală. Deci vă rog să-l mirosiți, să-l gustați, să recunoașteți acest caracter de sâmbure de prună uscată care este definitoriu pentru un vin de Fetească Neagră. Sunt student în anul al treilea la horticultură, specializare TPPA și astăzi am învățat despre vinuri, istoria vinurilor, unde au fost ele produse, soiurile din care au fost făcute și cum să compar vinurile vechi cu vinurile mai tinere. Astăzi am învățat foarte multe lucruri care îmi vor folosi în viitor. Studentă la horticultură, anul 3 de PPA, la Universitatea din Craiova. Am învățat despre vinuri, despre soiurile, unde sunt făcute. Sunt studentă la Facultatea de Horticultură din cadrul Universității Craiova, specializarea TPPA, anul 3. Astăzi am învățat despre istoria vinurilor, soiurile din care sunt făcute. Am făcut o comparație între vinurile tinere și vinurile vechi. Astăzi am degustat 5 tipuri de vinuri, am făcut analiza organoleptică și analiza senzorială, am degustat vinuri albe, vinuri roșii, vinuri demidulci, vinuri seci și a fost un curs foarte interesant și este o idee pentru viitor.